Bine, am regăsit prieteni la ultima prezentare din cadrul seriei Așteptând de sfârșitul. Toate lucrurile bune trebuie să se încheie la un moment dat și cu această ocazie vom încheia și seria aceasta. Scopul seriei Așteptând sfârșitul a fost unul foarte precis: să ne motiveze pe toți să acceptăm provocarea lui Isus. Țineți minte provocarea din cea cu care am și început, de fapt, această serie. Isus le-a spus ucenicilor săi la un moment dat să trecem în partea cealaltă. De pe un mal pe altul, de pe malul vestic, pe malul estic. Fără să le spună exact în cotro merg, care este exact destinația unde vor ajunge. Le-a spus doar atâta. Să trecem în partea cealaltă. Și, de fapt, am tradus noi această provocare în contextul nostru ca fiind o un uh, a fiind un demers existențial pe care trebuie să îl începem, dacă încă nu l-am început. Sigur că unii deja l-au început, fără discuție, cu mult timp în urmă și deja se află uh, în această călătorie a vieții. Când spun călătorie a vieții, mă refer la doar aspectul acesta material, da? deci biologic, da? trăim ca ființe, biologice, ca specie, ne naștem la un moment dat, trăim și după aceea murim. Nu, asta e deja de la sine înțeles, nu putem face nimic la acest capitol. Nu ne putem alege nici nașterea, nu putem să facem mare lucru, adică bine, ne croim viața cum credem noi că e mai bine, în funcție de mulți factori până la urmă, uh, unei care nu sunt chiar la sub controlul nostru, dar în sfârșit trăim viața cum acum și la un moment dat trebuie să recunoaștem, inevitabilul, va veni peste toată lumea, se numește moarte și asta este. Bine, avem speranța învierii, toți cei care credem în Hristos, dar Asta este aspectul, să zic așa, fizic al Existenței. Aspectul spiritual și, să spunem așa, existențial, este că vrem să vedem în ce măsură noi, ca ființe, putem să fim nu doar ființe sfice, dar și ființe spirituale, în această relație cu Dumnezeu, cu Divinitatea. Și interpretând această viață terestră ca fiind, de fapt, un preambul la o altă viață mult mai complexă, într -o, cu, în alte condiții, și e un fel de, unii spun antrenament pentru ceea ce urmează să, să fie, alții spun o pregătire, alții spun, mă rog, cum vreți să o numim, dar ce este că trebuie să fie, și a, Biblia ne arată asemenea e, e, indicii, că trebuie cumva să ne croim viețile după un anumit model. E ca și cum te pregătești să intri într-o într într echipă națională de anumit sport sau să lucrezi într-o anumită instituție importantă sau, mă rog, ceva. Și atunci ai nevoie de o perioadă de pregătire, premergătoare. Și, mă rog, urmează momentul și ești acolo în noua configurație și acum ești pregătit pentru acea nouă situație. Cam așa... Biblia ne spune, domnule, pe timp, pe, în timpul vieții voastre, trăiți-vă viața aceasta pregătindu-vă pentru cea care va veni. Fără să ignorați această viață, pentru că asta este partea interesantă. Modul în care vă trăiți viața aceasta, terestră și limitată cât este, vă va califica sau nu pentru cealaltă viață. Pe principiul dacă ai fost credincioși în puține lucruri, cum vei fi când ce o să în mai multe lucruri, nu? Adică dacă n-ai fost capabil să gestionezi 70, 80, 100 de ani terestri, atunci cum vei fi tu capabil să gestionezi sute de mii de ani? Ca să nu vorbim acum de infinit. Zic sute de mii de ani, să zicem, mai e suficient. Uh, sau mai mult. Da? Cum vei fi? Deci e foarte la, de, de bun simț această e, logică a mântuitorului. Deci aici trebuie să dovedești ceva dacă vrei să te iau, să te, să te recrutezi, nu? Pentru cealaltă versiune. Legea franceză, știți, nu? Adică ai o perioadă brutală de vreo, nu știu cât, dacă nu mă o lună, o lună sau trei luni de zile de pregătire, și după care dai un examen examen final și după aceea ei s-au acceptat în legiunea franceză. Aici la fel, adică o viață întreagă. Nu zic că va fi un examen final, eu nu cred în chestia aia cu examenul final, ultima generație, trăiesc fără mântuit, fără mijlocitor și dovedesc ei că de puternici sunt spiritual și că nu-i minge nici uh, uh, cel rău și așa mai departe. Nu la aia mă refer. De, e ceva, e ceva în timpul vieții tale care va arăta că ești sau nu ești calificat pentru o nouă societate. Da? Bun. E, de aceea este importantă această călătorie existențială care trebuie să fie începută pe acest pământ. Nu doar cea fizică, biologică, dar cea existențială. Trebuie să fie începută și să, să o parcurgem toată viața până la sfârșit. E, această călătorie existențială spre împărăție deseori se confundă cu călătoria aceasta denominațională. Adică, având impresia că dacă suntem deja într-o anumită denominațiune creștină, și după părerea noastră, fiind cea mai importantă, cea mai, mă rog, singura chiar, e cea aleasă, nu? Asta ne dă un avantaj față de ceilalți, pentru că noi avem tot adevărul, zicem noi. Și atunci, fiind deja aici și trăind anumite, mă rog, învățături biblice, automat, credem, ne califică pentru viața viitoare. E, asta este prima mare confuzie care se face. A face confuzie între călătoria existențială și cea denominațională. Dar, cum am spus și cu uh, celelalte ocazii, mai ales la începutul acestei serii, uh, faptul că ești într-o anumită denominațiune nu te califică automat în a fi membru în împărăția lui Dumnezeu. Împărăție care începe deja de aici, spune Biblia, de pe acest pământ și se va continua în veșnicie. Dar trebuie să începi să devii membru în împărăția lui Dumnezeu de aici, de pe acest pământ. Și spuneam, nu toți membrii bisericii, oricare, bisericii creștine acum vorbim, doar de creștinism, da? Uh, nu, și de nu contează acum, dar nu, deci nu toți membrii bisericii creștine ei sunt și membrii în împărăția lui Dumnezeu. Asta este un, un, adevăr. Un alt adevăr este că sunt oameni care nu sunt membri în nicio biserică creștină și pot fi membri deja în împărăția lui Dumnezeu. Tot Biblia învață lucrul acesta. De asta că este mai, mai, mai complexă situația. Bun. Deci e vorba de această călătorie existențială spre împărăție. E adevărat că nu prea știm noi unde e destinația. Dar, de fapt, corect ar fi nu unde, ci când. Nu? Pentru că avem de-a face nu cu o călătorie geografică, de la punctul A la punctul B sau Z. Și atunci, domne, unde e? Spre încotro ne îndreptăm? Nu. Întrebarea este când? Noi întotdeauna la timp. Când va veni împărăția uh, lui Dumnezeu peste noi? Nu cea spirituală care deja este de când a venit Hristos, ci cealaltă, nu? când va reveni Hristos. Și întrebarea care ne-a frământat cel puțin pe noi ca adventiști, ca așteptători, nu? este când va veni. De și seria se numește așteptând sfârșitul. Așa că nu știm exact când, dar noi știm că trebuie să continuăm să navigăm spre acest obiectiv. Acum, chiar dacă nu știm asta, dar știm totuși un anumit lucru: că nu mai, putem să, nu mai putem sta ca leproșii la poarta cetății. Asta e un episod mai recent, îl vă aduceți aminte fără probleme. Leproșii au avut o logică imbatabilă. Deci trebuie să ne însușim logica lor și atitudinea lor. Spuneau așa: dacă stăm aici, vom muri. Dacă intrăm în cetate, vom muri. Dacă mergem în tabăra sirinilor, vom muri. Deci trei variante în care toate se încheie la fel. Deci ce variante, ce sunt astea? Nu sunt variante până la urmă, sunt alternative când toate se termină la fel. Și exact această situație a leproșilor pare că se replică astăzi în viața noastră și ca o menire în anumit sens. Nu ne mai putem întoarce în cetate, adică la viața dinainte de pandemie sau viața înainte de conflictul din uh, Ucraina care pare că are tendințe să se extindă și mai departe. Nu ne mai putem întoarce în acea realitate. Este imposibil. Dacă mergem înainte, nu știm ce să fie înainte. Unii spun și de un conflict uh, global, alții merg mai departe la unul nuclear sună foarte urât și întunecat și dacă vom merge înainte, spun unii, vom muri. dacă stăm aici, aici este problema. Le și spun că vom muri, noi spunem nou, domne, că aici este spațiu safe, spațiu în siguranță, domne. Aici, în bula noastră, aici, în spațiul nostru strâns, nu? Unde suntem doar noi cu ai noștri și cu credințele noastre. Aici suntem în siguranță, aici trebuie să stăm la principii, la hotare, la tot ce am învățat că este adevăr. Nu trebuie să plecăm de aici, că altfel ne ducem în bălări și ne rătăcim. Le pot și spun că dacă stăm aici vom muri. Da? E, și cât lucrul acesta? Nu putem să stăm pe mal. Deci cât ar fi malul de adevărat, ultimul mal, a, a, malul de ziua a șaptea, malul coșer, malul care este pus deoparte de Dumnezeu pentru ultima generație, cum vreți să-l numim? Nu putem sta pe acest mal. Nu mă refer la biserică, să fie foarte clar. Biserica așa are rolul ei, repet. Și ideal este ca experiența denominațională să meargă mână în mână cu cea existențială. Asta e, și Dumnezeu a avut asta. De s-a format un grup de 12 apostoli și apoi biserica inițială, nu? Pentru că, că prin biserică, de fapt, Dumnezeu a intenționat tot timpul să se descopere celorlalți oameni. Când spun să plecăm din, de pe acest mal, nu mă refer să plecăm din biserică. Au fost de-a lungul timpului multe asemenea demersuri. De, de Doamne, biserica e apostaziată, biserica e căzută, e vai de capul ei, trebuie să formăm acum un nou grup. Vreau să spun că toate aceste grupuri care s-au desprins n-au ajuns mai departe decât cel care, din care au provenit. Unele chiar mai rău au ajuns, să fie clar. Pentru că oamenii sunt cei care replică în noul grup aceleași vectare probleme, limitări, prejudecăți, inflexii și așa mai departe. Deci, omul va face acest lucru în alt grup, cu, cu o de... Deci, nu asta e problema. Dar nu asta e problema. Problema este că noi, fiind membri în biserica aceasta, alții în altă biserică, trebuie să începem demersul nostru spiritual, personal, existențial. La aia mă refer. Asta e malul nostru. da, E malul personal, nu denominațional. Dar noi le identificăm și spunem, a, dacă suntem aici, asta înseamnă că suntem Nu, trebuie să începem această călătorie, este provocarea să trecem în partea cealaltă. Deci nu mai putem să stăm unde suntem, la poarta cetății, da? crezând că de fapt stăm bine. Pentru că de fapt nu stăm deloc bine. Vorbeam de îmbarcare, nu? Deci îmbarcarea este foarte importantă pentru că este punctul de plecare, îmbarcarea. Și de obicei. Ea se confundă cu uh, intrarea în biserică, uh, botezul e foarte important, însă botezul nu este semnul îmbarcării, nașterea din nou este semnul îmbarcării. Vorbeam mai devreme de confuzia care face între călătoria națională și cea existențială, nu sunt la fel, pot merge în paralel dar nu sunt la fel, e la fel și aici. Nu botezul. Botezul este foarte important, dar botezul să fie un semn al unei realități care deja s-a întâmplat în viața individului. Nu? Deci, omul este dus la groapă nu pentru că va muri, ci pentru că e mort. La fel, omul este botezat pentru că deja este mort în, Hristos, este mort în păcat și este acum viu în Hristos. Și este un moment al confirmării sale publice a acestei realități numite naștere din nou, care s-a întâmplat deja în viața lui sau viața ei. Eu întotdeauna am susținut acest lucru. Mai întâi e naște din nou și apoi e botezul. Nu spun că nu se poate întâmpla și invers. Și nu sunt eu cel care să hotărăsc, dar asta este logica biblică și este natural să fie așa. Bun, de aia spun că semnul îmbarcării nu este. Faptul că suntem botezați foarte bine, dar nu este garanția că suntem îmbarcați. A, suntem îmbarcați de național, da, membrii în biserica aceasta. Dar nu înseamnă că suntem îmbarcați în Existențial, că suntem în împărăție. Pentru că nașterea din noi e cea care, de fapt, e momentul care îți face transferul din împărăția acestei lumi în împărăția lui Dumnezeu. Și Pavel spune acest lucru, ne-a transmutat din împărăția întunericului în împărăția fiului său și sunt mai multe asemenea exemple. E, de aceea spun și tot timpul am să nașterea din nou. Nu mai revin asupra acestor amănunte, le-ați mai auzit cel mai simplu, domne, dacă nu sunt, doamne, ajută-mă, vreau să mă nasc din nou, dacă, dacă nu sunt născut din nou, sau dacă nu sunt născută din nou, vreau să mă nasc din nou, vreau să încep această călătorie existențială, vreau să mă îmbarc în această călătorie, vreau să fiu membru sau membră în împărăția ta, nu doar în biserica mea uh, locală. Dar chiar și așa, îmbarcați fiind, născuți din nou, asta nu înseamnă că gata, totul s-a rezolvat înseamnă de un singur lucru, că ne-am îmbarcat și că am început călătoria. Da? Deci îmbarcarea niciodată nu echivează cu uh, sfârșitul călătoriei. E doar începutul călătoriei, e, e logic. Așa și noi. născut fiind din nou chiar, Pavel uh, ne asociază cu niște copii, Iisus ne asociază cu niște copii, care trebuie să crească. Trebuie să crească și uh, avantajul copilului este că poate să intre pe poarta strântă, cum spuneam data trecută, și acum merge pe calea îngustă și începe să crească. E mică, se împiedică, mai cade, se julește, iar se ridică, iar așa, și merge, și merge, și începe să crească, să hrănește cu hrană mai tare. Uh, unii încă nu, Pavel spune treaba asta, unii vor încă lapte, încă vor lapte sau uh, biscuiți cu mere în variantele noastre, uh, banană, uh, așa, pasată și asta, așa să cănesc unii. Și în ziua de astăzi, să știți. De-aia spunem data dat trecută, dat dat puțin, poate mai așa, mai <laughs> agitat. Domnule, putem să ne mai hrănim cu lozinci, cu e, astea șabloane reciclate, cu povești nemuritoare, cu povești de a dormit copii, cu semne și minuni de astea, e, simulacru, adică false semne și minuni, pseudo-semne și minuni, așa numite experiențe care, de fapt, nu sunt adevărate, că altele sunt adevărate experiențe. Unii vor mai departe să se hrănească cu hrană de de copii, din borcanelul acela, măr cu biscuite, banană sau ce-o fi, lăptic. Pavel spune, Doamne, trebuie să mâncăm hrană tare, solidă, ca să ne întărim, ca să creștem, să devenim ca Hristos. Nu înseamnă că e un lucru simplu, ăsta, dar e posibil. Și până nu ne hrănim cu hrană tare, spune Biblia, nu avem cum să ajungem la destinație. Da? Asta spune acolo Pavel. A doua confuzie generală, și care este? Deci, prima confuzie generală este că, confund, noi, că noi confundăm experiența denominațională cu cea existențială, călătoria sau cum le să o numim. A doua confuzie generală este următoarea, că noi credem că odată îmbarcați, chiar născuți din nou, să știți, nu, că suntem născuți din nou, îmbarcați, așa știți cum este, la început, cu din nou, îți așa un fel de exact cum avionul care decolează. Știți că acolo e cea mai mare forță a avionului când trebuie să decoleze, când trebuie să învingă asta gravitațional și apoi să plasează pe orbita lui, mă rog, linia lui unde e și sau o racheta, cât mai bine. În fapt, mai bine cu o rachetă, o rachetă, spațială. Deci acolo consumă jumătate din combustibil când trebuie să se lanseze, pentru că trebuie să învingă forța gravitațională. Odată ce a învins această forță și s-a plasat pe orbită, după aceea e foarte simplu, să zic așa, adică consumul este mic și este lin. E deja e o rutină. Așa se întâmplă uneori și desori cu noi. Deci la început, naște din nou, deci exact ca racheta. Domne, plecăm entuziași, plin de dragoste, de pasiune, de bucurie, de tot ce vrem. Și după care începem să ne liniștim puțin și credem acum că acum suntem în viteză de croazieră, mergem constant, lin, ușor. Nu e chiar așa. Adică pentru o etapă este, dar nu e chiar așa. Pentru că avem impresia că rutina acum este cea care alimentează această călătorie. Domne, rutina. Mergem frumos, dăm din uh, vâslin frumos, apa este lină, nu apar probleme majore doar trebuie să o ținem constant, să ne vedem de ritualurile noastre, ținem mai departe să așa cum știm noi și mâncăm ce trebuie să mâncăm și mai dăm și zecimea și mai facem și asta și uite așa văzlim frumos și frumos și mergem și uite deja parcă se vede acolo niște semne, ne spun că uite venirea lui Iisus este aproape, uite a început aia, a început aia, a început aia, sunt unii care tot timpul au aceste idei cârmaci care stau acolo și ne spune prin megafonul lor așa, domne, uite acum e semnul cu tare, uite papalitatea, uite America, uite acum China uite, aia, așa, nu știu ce, gata, suntem aproape, război, uite, aia, aia. Și ne bucurăm și începe să mergem mai cu entuziasm, un pic, după aia vedem că nu s-am întâmplat și iar începe să mai mergem așa uh, ca danga langa și după aceea iar mai vine cu o de asta injecția asta așa uh, semiotică, nu semiotică, pardon, cu semne și, și minuni, da? și intrăm într-o stare de, -aia de excitare semiotică, asta am să spun, în care iarăși vedem semne și nu peste tot și iar începem să auzim mai tare și suntem mai dedicați și după aia iarăși și știți foarte bine traseul. Rutina aceasta nu funcționează decât prea puțin. E nevoie de ea, dar nu așa, cum o avem în prezent. Adică nu merg lucrurile de la sine, asta o să spun, nu merg automat. Nu suntem barcă cu motor. Noi trebuie să vâzlim, asta este ideea. Noi trebuie să vâzlim. E, și aici este uh, marea problemă, că noi nu putem să avansăm de la sine. Trebuie să existe o anumită interacțiune între noi, Dumnezeu și semenii noștri. Sunt, repere, avem trei repere, nu alții. Noi înșine, Dumnezeu și semenii. Viața noastră trebuie să avanseze ținând cont de aceste repere. Dacă unul nu funcționează, avem dificultăți. Asta știm deja uh, foarte bine. Dar pe marea vieții, cum spuneam la început, te poți rătăci sau, te, sau, poți, te poți, sau poți să naufragiezi. Că spuneam că erau trei variante atunci. Una, rămâi mai departe pe mal. A doua, te lansezi, dar e posibil să te rătăcești pe traseu. Și a treia, să chiar naufragiezi. Da? E, E posibil să, dacă am plecat de pe mal, dacă ne-am ne -am îmbarcat, dacă suntem acum în acea direcție bună pe care ci a indicat-o, nicio garanție n-ai că, că nu te poți rătăci. Mai ales că vine o furtună puternică și te debusolează complet și nu mai știi acum încotro mergi. Se întâmplă în viețile noastre să avem asemenea etape, asemenea momente în care suntem debusolați, în care nu știm exact încotro mergem. Dar nu suntem abandonați. Nu suntem. Dar suntem rătăciți. Dar cum spunea și Tolkien, nu toți cei care sunt rătăciți sunt pierduți. Unii ori fi, dar nu toți. Și atunci apare această idee, apare în Biblie, să știți, nu e ceva că vine acum să vă povestesc ceva ce nu există. Apare în Biblie această idee că suntem, că ne putem rătăci pe acest traseu al vieții. Ba mai rău, există pericolul să naufragiem deci, trebuie să recunoaștem și Biblia iarăși vine cu asemenea exemple că există pericol să ne ne, 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 ne să naufragiem. Iar ucenicii, că vorbeam despre acest exemplu de la început și care este de fapt motorul acestei serii, în narațiunea din uh, Marcu 4. Ucenicii au uh, experimentat din plin această realitate atunci când uh, furtuna i-a lovit deci au fost și în faza de rătăcire, pentru că acum nu știau unde se mai duc din cauza furtunii, și erau în pericol să intre în altă fază numită de naufragiu, pentru că au fost convinși că vor naufragia. În pericol, chiar dacă unii dintre ei, fiind pescari, erau experimentați și că acele furtuni erau comune, deci nu era ceva neobișnuit, Chiar dacă au simțit că această furtună este mai puternică decât celelalte care au experimentat, dar totuși, mă rog, teama exista puternică, nu așa, spune că au strigat, așa, la, la Dumnezeu. Furtuna. Furtuna, iarăși, face parte de pachetul existențial. Ne place, nu ne place, viața pe acest pământ este bântuită de multe furtuni. La nivel personal, la nivel colectiv, chiar la nivel global, din păcate. Și nu mă refer la furtunile acestea meteo, mă refer la furtunile existențiale ale vieții. Și atunci creștinul trebuie să știe acest lucru. s a avertizat: În lume veți avea multe necazuri. Sau necazuri. Dar eu am miruit lumea. Iisus însuși a fost subiectul și obiectul acestor uh, necazuri, probleme, uh, furtuni, uh, vaduri puternice, vânturi uh, și așa mai departe. Deci a fost, el a fost acolo obiectul Și a fost vulnerabil, a fost să vede că. Dar el a reușit, spune Isus. El spune despre el că a reușit și că urmașului vor reuși și ei. Că nu sunt singuri în acest uh, demers. Atunci, în furtună, de fapt, adică în paranteză punem crizele vieții, de-abia acolo, în furtună, ne dăm seama cam din ce fel de material suntem făcuți sau uh, cum stăm cu pregătirea aceasta existențială. Acolo, în furtună, ne dăm seama. Când vezi că ești singur sau singură și că vântul bate puternic, că valurile sunt mari de tot și că ești în pericol să te scufunzi, cu siguranță că atunci nu este niciun fel de moment plăcut al vieții tale și ești convinsă sau convinsă că asta a fost totul și că nu, nu, nu funcționează, nu la asta mă așteptam. Uh, credeam că va fi altfel și că e un, unul care crede în Dumnezeu, trebuie să fie altfel protejat sau altfel ferit de viață, de cum sunt cei care nu cred în acest Dumnezeu. Iar pe deasupra, la aceste sentimente de abandon, de singurătate, de um, confuzie, de busolare, vine și această idee, care iarăși și biblică, Iisus doarme la cârmă foarte interesant este cum îl prezintă Marcu pe Isus. Este singura unde apare această descriere. Deci Isus uh, doarme la cârmă. Uh, nu prea discutăm de acest amănunt. Trebuie să recunoaștem. Câte predici ați auzit pe tema aceasta, că Isus doarme la cârmă. Am auzit de multe predici că Isus uh, a niște furtuna. Am auzit o grămadă și sunt multe. Dacă Isus a adormit la cârmă, eu n-am auzit o predică pe tema asta. Or, poate și fost. Nu, n-am auzit toate din lume ca să spun treaba aceasta. Poate ori fi fost. Dar, în general, nu auzim așa ceva. Biblia e brutală, să știți. E teribil de brutal la acest capitol. E realistă. Spune, putea să nu spună treaba. Putea să spună a venit furtuna, ucenicii erau speriați, au strigat tare la Dumnezeu și Isus imediat a liniștit furtuna atât de simplu era pentru Marcus sau pentru alt evanghelist să omită acest episod, această secvență, nu episod, această secvență. Atât de simplu era. Dar n-ar fi fost onest cu realitatea istorică și cu cea existențială. Pentru că, într-adevăr, se întâmplă treaba aceasta. S-a întâmplat și se întâmplă treaba aceasta. Noi sărim repede la momentul în care Isus este deja acum trezit, calm, liniștit, se uită în jur, se, e nedumerit de ce ucenicii săi sunt atât de speriați, poruncește mării și vântului taci, fi liniștită, totul se liniștește, ăștia sunt copleșiți nu numai de frică, dar și de, mă rog, acum de această manifestare a puterii lui Hristos. Sărim acolo imediat și trebuie să ajungem la punctul ăla și acel punct există. Dacă nu, acum va fi mai târziu, dar sigur că da. Dar până la punctul acesta e, mai există ceva, și anume adormirea lui Isus. Se vorbește în teologia ortodoxă despre adormirea Maicii Domnului, da? Deci, mama lui Hristos, care a murit la un moment dat și după care a fost luată înălțată la cer, mă rog, teologia ortodoxă. E, nu comentăm. Dar hai să vorbim și despre adormirea lui Isus. Dacă spune Biblia, noi de ce n-am vorbit și noi pe tema aceasta? Ăsta este cuvântul. Adormirea lui Isus. Deci, pentru o perioadă, nu știm cât, Isus a adormit. Nu intrăm acum în amănuntele istorice ale acestui eveniment. Era obosit, alți factori stresat, nu, nu contează de ce a adormit Isus. Dar așa ți l prezintă Biblia pe Isus. Da? Și așa că Biblia a fost inspirată, înseamnă că ăsta e adevărul despre Isus. Isus a adormit. Bun, nu mă refer acum la a te odihni, pentru că fiind om, în orici, are avea dreptul la somn ca oricare dintre noi. Dar nu te așteptai să doarmă în acel context, într -o, în timpul unei furtuni teribile. Sigur că a dormit înainte, nu de, în timpul furtunii. Nu a fost ca Iona. Acolo altul care a vrut, să, a, a, a vrut să doarmă. Deci, Iona a vrut să culce în contextul furtunii. Isus a dormit înainte de furtună și în timpul furtunii dormea deja și a fost trezit de, de ucinici. Asta este de fapt partea interesantă, că nu ne așteptam ca Isus, nu ne așteptăm ca Isus să doarmă în timpul furtunii vieților noastre. nu, 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 nu credem că așa ceva trebuie să fie. Pentru că în tot timpul ni se provăduiește ideea unui Dumnezeu care este alert 24 de din 7 zile și că știe absolut totul despre noi înșine și că nu are cum să nu fie conștient de ce se întâmplă cu noi și așa mai departe. Și e adevărată. Dar la fel de adevărată și unii vor obiecta. Dom'le, de ce faci tu dintr-un caz particular, cum spuneam citându-l citand, pe Cornel Greising, formula aceasta e frumoasă, un mod de a trata o problemă universală. Domnule, fac acest caz pentru că există precedentul biblic și am dreptul să fac acest caz. Nu pretind că îl înțeleg pe Dumnezeu. Nimeni nu pricepe pe Dumnezeu. Dar cred, conform acestei descrieri, că e posibil ca dintr-un motiv sau altul Dumnezeu să fie absent, cel puțin o perioadă. Și nu este singurul episod biblic care îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind absent. Isaia spune, tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Se și descoperă. Și culmea este că deseori se descoperă ascunzându-se. Asta este paradoxul revelației. Ca să se poată descoperi, el se -i ascunde. Și întrebarea este nu cumva ascunzându-se, de fapt el se descoperă? Și noi nu putem să pricepem treaba aceasta, pentru că nu așa ne imaginăm descoperirea lui Dumnezeu. Și chiar prin simplu fapt că spun că Dumnezeu doarme, poate care este, este paradoxul, este acela, e adevărat, că Dumnezeu este foarte alert chiar dacă doarme. Adică chiar dacă noi îl percepem că doarme, e foarte posibil ca el să nu doarme deloc, să fie foarte alert, dar să fie altfel decât când îl imaginăm noi. Aici este întrebarea provocatoare. Unde este Dumnezeu? Nu? Și cum îl putem găsi pe acest Dumnezeu care pare că doarme la cârmă vieții. Îmi place acest paradox, nu e simplu de, de, de acceptat, dar îmi place. Revin, Dumnezeu se descoperă ascunzându-se și tocmai în această detașare a sa, această absență a sa, această adormire a sa, e posibil să fie exact contrariu valabil, pentru că e paradox, nu? el să nu fie de fapt adormit, el să nu fie de fapt absent, el să nu fie de, psa, de, de fapt detașat sau alienat de noi. Dar unde e Dumnezeu atunci? Păi răspunsul unde e Dumnezeu atunci, unde este Dumnezeu de fapt, este același, este, îl găsim în episodul din Marcu, capitolul 4. Unde era Dumnezeu acolo, acolo atunci? Era în barcă cu ei. Asta e partea interesantă. Bun, era adormit, era adormit. Era distanțat uh, social, dacă pot Nu, există, de, de realitate. Era. Uh, era, mă rog, uh, dincolo de percepțiile lor ale, da, era. Dar era acolo, asta e partea. Era acolo, Dumnezeu. Nu era mort în Corabie. Uh, era viu, dar adormit. Dar Dumnezeu era cu ei în barcă. Și asta, de fapt, este un gând foarte, foarte încurajator. Că în ciuda sentimentelor noastre, în ciuda impresiilor, dilemelor, întrebărilor descurajante chiar, în ciuda absenței, cum spunea, țineți minte, Nick Cave, data trecută, în prezentare, cu cât pare mai absent sau este, nu pare, este mai absent Dumnezeu, cu atât fervoarea mea de a-l căuta crește. Paradoxul meu, uite, un cântăreț rock a înțeles. Esența Bibliei mai bine ca mulți creștini și adventiști. Asta este paradoxul fraților și surorilor de care fugim. Asta e. N-avem cum. Până nu acceptăm acest paradox, nu putem să mergem mai departe. Și furtuna o să ne bântuie o perioadă, o două vreme, două vreme, o jumătate de vreme, cine știe cât. Ne va bântui furtuna, dar până când nu acceptăm acest paradox, că de fapt. Chiar dacă Dumnezeu nu vorbește, chiar dacă Dumnezeu este absent, chiar dacă Dumnezeu este detașat, aia nu înseamnă că așa se întâmplă, de fapt. Asta este percepția noastră. Dumnezeu este în barcă, în barca vieții. E prezent acolo. Bun. Sigur că pentru o perioadă e motiv de îngrijorare. Că Dumnezeu pare că nu vorbește, că nu comunică, că nu intervine, că uite ce se întâmplă în lume, uite ce se întâmplă în viața mea, în viața ei, în viața lui. E un motiv de îngrijorare, cu siguranță. Nu putem să cosmetim să întreabă aceasta. Dar nu este totuși motiv de descurajare. Da? Deci, da, ne preocupă treaba aceasta, ne -o preocupă, suntem îngrijorați, poate chiar speriați, de ce nu? că au fost și ei speriați. Dar nu trebuie să fim descurajați. Asta este, de fapt, ideea. Uh, Isus revin. Era în barcă cu ei. Expus și el la toate acele intemperii uh, ale vremii, furtuna, vaduri, apă și așa mai departe. Dar era acolo, împreună cu ei. Barca aceea nu se putea scufunda. Știți de ce? Din cauza că Isus era acolo nu știu, mă rog, luați-o ca o axiomă, pentru că altfel nu vreți să o demonstrăm tema aceasta. Dar eu iau ca o axiomă. Câtă vreme Isus era în barca aceea, barca nu se putea scufunda. Asta cred eu. Poate mă veți dar asta cred eu. De spun că aici este un motiv de mare încurajare. Om fi noi dezamăgiți, om fi noi supărați, om fi noi ajuns la capătul puterilor, fără discuție. Dar să nu uităm că Isus este în această barcă a vieții. Asta, de fapt, este singura cum să spun eu? Singura provocare majoră a vieții noastre să fie această lume, să mă asigur că Isus este în barca vieții mele. Pentru noi sună deja ca o lozincă sau ca un șablon reciclat. Dar nu e să știți. Nu este deloc. Deci, asta spune Biblia. Isus este, este în viața ta, în viața mea. Este în barcă cu noi. Furtuna oricum a venit, să știți. Marcul 6, un alt episod foarte asemănător. Singura diferență și care este? Toate sunt toate elementele sunt acolo prezente. Isus, barca, ucenicii, marea, furtuna, strigătul, tot este acolo. Singura diferență între Marcul 6 și Marcul 4 este că în Marcul 6 Iisus nu se află cu ei în corabie. Era pe mal. Și când ei sunt ajuns la punctul limită, strigă la Hristos, Iisus vine mergând pe ape. Da? Dar de, de, care este? Sunt multe, foarte multe aplicații interesante. Dar una dintre ele care este foarte evidentă e următoarea. Și că l-ai pe Isus în barcă și că nu l-ai în barcă, furtuna oricum va veni. E fie foarte clar. Furtuna face parte din pachetul existențial al vieții. Oricum va veni furtuna. Dar e mai bine să l-ai pe Isus în barcă. Așa zic eu, așa înțeleg eu. E mai bine să fie acolo cu tine în barcă. De ce? că barca nu se poate scufunda dacă Isus este cu tine în barcă. Așa că poate că suntem în această perioadă în care Isus doarme. Adormirea lui Isus. Poate că suntem. Dar repet, să nu ne lăsăm înșelați de aparențe. Și mai e ceva important. Există următorul moment pe care, cu care este mai familiar, dar trebuie să-l reamintim. Iisus se va trezi. Cel puțin pentru noi, sau în mintea noastră se va trezi. Pentru că Iisus doarme, dar doarme în mintea noastră, nu doarme în, 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 cer sau unde se află Iisus acolo. Acolo El nu doarme niciodată. Dar în mintea multor dintre noi, Iisus doarme. El a dormit. Nu avem legătură cu El. Deconectați. Nu știm unde ne ducem, debusolați, furtuna bate, amenințați, e posibil să pierim, ne scufundăm. Eu, da, dar asta se întâmplă în mintea noastră. Nu zic că o să întâmple și în jur, asta, dar zic că în mintea noastră Iisus doarme, nu în altă parte. E, dar se va trezi, spune Biblia. În aceeași minte noastră se va trezi Iisus. Se va ridica și va spune, taci, fi liniștită acelei furtuni. Și lucrurile se vor calma, lucrurile se vor rezolva. Pentru noi vom ști în ce direcție vom merge, vom primi iar asigurarea că nu suntem singuri, că putem să ne continuăm călătoria aceasta vieții, mai departe, existențială, spirituală, și că vom ajunge cu bine la mal, pentru că Isus i-a dus pe ucenici acolo unde i-a îndemnat să meargă, în partea cealaltă. S-a și puțin, fără discuție. Au fost în pericol să naufrageze, dar la sfârșit ei au ajuns la mal. Asta este făcăința biblică. Că vom ajunge la mal cu toții dacă ne-am îmbarcat, născuți din nou fiind, avându-L pe Isus. Și e posibil că pe drum să ne rătăcim, să fim debusolați, să, să fim în pericol să ne naufragiem. Chiar naufragiați fiind, să zicem la un moment dat, dacă se va întâmpla treaba aceasta, să nu uităm un alt adevăr, tot din Marcu, în capitolul 6. Iisus merge și pe ape. Și poate să se întindă mâna călui Petru să te ridice la suprafață și tu și eu să putem merge pe ape la un moment dat, în sensul spiritual. Apa întotdeauna în antichitate, în Orientul Mijlociu mai ales, a fost simbolul haosului primordial, oceanul, mare. Evreii au avut o aversiune față de mare. Ei nu au fost navigatori evrei. Fenicienii au fost navigatori, grecii au fost navigatori, ăștia alții, babilonienii, toți restul semiții, nu. Deci, aveau această concepție. mare este simbolul haosului primordial. Uh, și atunci, uh, pentru ei asta însemna. Uh, marea care vine, te scufundă și a ajuns la momentul ăla. Eh, Dar Isus merge pe ape, deasupra haosului primordial. Care se repetă în felul de forme. Vezi pandemia, vezi război, vezi alte nenorociri, vezi da traume personale, vezi tragedii personale sau alții. Astea sunt, de fapt, întoarceri la haosul primordial, când nu mai este niciun fel de ordine, când totul pare că este acum fără formă, fără uh, uh, direcție și ești cu totul debusolat și dez dezorientat. Aproape că te dezintegrezi. Într-un asemenea moment atât de, de teribil în care te scufunzi ca Petru, nu, că Petru s-a scufundat, vine Isus, îți întinde mâna și te ridică la suprafață. În ambele situații, fie că ești rătăcit ca ucenicii din cauza furtunii, fie că ești scufundat ca Petru din cauza naufragiului, Isus a avut un singur reproș. Atât. Delicat cum e Isus, dar un singur reproș. Pentru ce te-ai îndoit sau de ce nu aveți credință? Asta e tot. Deci dacă vreți să reducem toată complexitatea Evangheliei sau a Noului Testament sau a Bibliei, dacă vreți, aș reduce-o la un singur cuvânt. Credință. Recunosc. Nu știu cu să înțeleg de fapt această credință, pentru că mintea noastră credința are cu totul alte conotații. Avem o definiție biblică, evrei 11 cu 1, și multe alte referințe cât de importantă, fundamentală este această credință. Dar se pare că această credință este singura legătură între noi și Dumnezeu. Nu există altceva. Nu, nu avem alte simțuri, nu avem al șaselea simț. Sau dacă vrem să avem al șaselea simț, să simți, asta ar fi credința. Suntem legați de Dumnezeu sau putem fi legați numai prin credință. Nu există altceva prin care să putem să îl percepem pe Dumnezeu, să, îl să ne conectăm la Dumnezeu, să fim, mă rog, călăuziți cum vreți, numai prin credință. Și poate că a sosit timpul să uh, abordăm mai serios această problemă a credinței. Pentru că Biblia spune: Fără credință este cu ne. Putem să fim plăcuți. Nu înseamnă că nu ne place, nu înseamnă că nu ne iubește, Nu, înseamnă că nu putem să ne asociem cu el, nu putem să ne conectăm. E ca și cum ai și rămas fără internet și nu poți accesa banca. Și atunci nu poți să faci niciun fel de tranzacție. Ori când aplicații la mai mă refer. Poți să faci tot ce vrei, să mătări, să faci flotări, genuflexiuni, să stai invers, să mături în casă, să faci ce vrei tu. Dacă n-ai internetul acela, nu? nu există acces între punctul tău și punctul ălalt, numit bancă. Da? Nu, există, ai cum. Și nu te poți duce la bancă pentru că trebuie să stai departe tot de banca aceea unde poți să faci acea tranzacție. La fel și cu noi, cu Dumnezeu. Credința este internetul acesta. Nu avem credință, nu avem internet. Și nu putem să îl accesăm pe Dumnezeu, nici El nu ne poate accesa pe noi. Cred că trebuie să abordăm, poate în următoarea serie, Asta cu credința, pentru că mi se pare fascinant. Pentru că avem nevoie să dobândim adevărata credință. Aici s-a încheiat seria, Aștept în sfârșitul. Vă mulțumim pentru participare, pentru conectare, pentru aprecieri, pentru feedback, pentru tot. Eu și colegul meu, Ștefan, care a, fost, a făcut posibilă transmisia aceasta și editarea materialului și totul, vă mulțumim. Uh, Aici ne oprim cu această serie, vom lua o pauză și după aceea vom începe altceva. Nu știu când, dar cu viață vom începe altceva. Dar sunt foarte, foarte tentat chiar de acum, vă spun, să începem în ceva legat de credință. Vreau să înțeleg și eu ce înseamnă această credință și de ce fără această credință este imposibil să vezi și pe Dumnezeu, să fii în împărăția sa, tot ceea ce spune, de fapt, Biblia. Dar, practic, nu vă dorim toate cele bune și nu vă descurajați, viața este cum este, dar noi mergem înainte, Iisus este cu noi în barcă, chiar dacă nu simțim treaba aceasta, El este cu noi în barcă și El ne va ajuta cu siguranță să ajungem dincolo în împărăția sa.